Președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a acceptat invitația Chișinăului de a efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Perioada în care va fi întreprinsă va fi stabilită ulterior. Anunțul a fost făcut de diplomația moldovenească în contextul vizitei la Baku a ministrului de externe Natalia German. În timpul discuțiilor cu șeful statului azer a fost accentuată importanța valorificării oportunităților pe dimensiunea comercială, economică și cultural-umanitară. Ilham Aliyev a susținut, potrivit ministerului de externe, propunerile părții moldovenești privind cooperarea economică, confirmând în sprijinul său pentru dinamizarea schimburilor comerciale reciproce, atât prin organizarea Comisiei Mixte pentru Cooperare Economică în acest an la Baku, cât și pentru desfășurarea unei misiuni a oamenilor de afaceri azeri la Chișinău în viitorul cel mai apropiat.